În câteva minute, o parte din străzile comunei Sadu s-au acoperit cu apă. A plouat torențial timp de 10 de minute și de parcă nu ar fi fost suficient, a început să cadă și grindina. Cristian Sadu și Iogna Sibiului au fost bătute de gheață de mărimea unui ou de porumbel. Peste 80 de litri pe metru pătrat, atât de tare a plouat în regiunea din apropierea muntelui. Apa s-a strâns în numai câteva minute, vița de vie a fost distrusă în mare parte de grindină. O ploua destul de tare, cu grindină, o strica strugurii, era mare în orice caz ca un ou de porumbel. Strugurii, nu m-au căzut strugurii. Toată vița jumate s-a scuturat, florile, castraveții. Plouat cu grindină foarte mare, un fost pe aici zăpadă destul de mare de la grindină, la stratul de puteam să luăm cu lopata. Și în orașul Sibiu a plouat torențial. În tălmaci, un adăpost de animale a fost lovit de trăznet.